partida inaugurală a ediției 1974-1975 a campionatului Federației Internaționale de Rugby Amator, meciul dintre reprezentativele României și Franței, principalele pretendente la supremația continentală în sportul cu balonul oval. Sunt așadar aproape 23 de ani de atunci. Se petrecea într-o vreme când stejarii României zdrobeau într-un meci de rugby cocoșii Franței, iar eroul emisiunii de astăzi marca punctele victoriei. Să-l ascultăm pe crainicul TVR, Anton Groman. Sandu a avut balonul, îl are acum Dinu. În acțiune Marica și stimați telespectatori, în acest moment Marica intervine splendid. El a sprintat câțiva metri și a plonjat în terenul de țintă al echipei Franței. Foarte bună faza executată. A fost un bun jucător de rugby, domnul Marica. Multă lume așa spune, dar un jucător de rugby niciodată nu spune așa ceva. Nu? De ce? Pentru că numai faptul că a jucat de rugby este o referință. A, e suficient? Este suficient. Deci prin asta se caracterizează marea familie a rugby-ului, printr-o formă de modestie chiar exagerată. Ești autorul primului eseu marcat unei naționale franceze. Meciul România-Franța, victoria echipei României 15-10. Cu eseu, care l-a marcat, am avut șansa să-l marc, pentru că a marcat un eseu într-o asemenea competiție. De fapt, nu știu cine alege personajul, dar cei 14 contribuie. Asta este o echipă de rugby. Da. Un animal compact care este compus din 30 de picioare. Deci 16 picioare la grămadă și restul sunt puțin mai resirați. Ion Marica era acolo pe 3 sferturi? Da, eu am și curiozitatea cea mai mare este că pasa de ese care mi s-a dat a fost dată de un pilier, de Dinu, Marele Dinu, da. Marele Dinu mi-a dat o pasă care nimeni nu știe ce căuta acolo, pe partea cealaltă a terenului. Așa a vrut cel de sus? Da, cred că și el, pentru că a trebuit să urmărească faza asta cu sufletul la gură și a intervenit într-o situație foarte, foarte critică, când distanța era mare și nu știu, a apărut din senin așa și asta ne-a legat prietenia pe viață. Pe viață. Ce simte un jucător? Este cu balonul în brațe, acolo la câțiva metri, 5, 6, se vede terenul de țintă, el trebuie să pătrundă acolo, de jur împrejurul lui este înconjurat de adversari, inamici, dușmani, hotărâți și totuși el se duce și încearcă să placheze, să pună jos acel balon. Ce sentiment încearcă o astfel de aripă sau un trei sferturi, cum ai de fost? Acum că îmi pui întrebarea asta, încerc să-mi amintesc de emoțiile multor eseuri care am marcat. Deci să descriu pe viu ce simt acum, pentru că nu s-a alterat deloc simțământul ăsta. Nu, deși au trecut zeci de ani. Pentru a marca un ese, de fapt este o voință colectivă și după ce intervine poate un reflex individual. În superioritate numerică, stimați telespectatori, Mihai Nicolescu are balonul, Marica, încercare, stimați telespectatori, în momentul în care, după opinia mea, nimic nu se mai poate întâmpla. Echipa României a câștigat, după opinia mea. Este o satisfacție, mai ales colectivă, pentru că în momentul când te întorci și îți vezi colegii, toți ne privim în ochi. Și ce se citește acolo este imens. Cu puțină imaginație, dacă ne-am aflat undeva în mijlocul catedralei, liniștea asta atât de pătrunzătoare, este într-o catedrală, este mai liniște decât în orice parte. Așa. Există liniștea asta înaintea meciului. Înaintea meciului? Înaintea meciului există un fel de liniște, după ce, înainte să se cânte imnul acolo, sunt câteva minute, câteva secunde, unde este o liniște exact ca într-o catedrală. Nu mai auzim spectatorii, nu mai îi vedem, nu vedem pe nimeni, de fapt, doar pe noi. Și catedrala o poți asocia cu un stadion? Da. Pentru mine, cu puțină imaginație, văd un stadion în jur, văd publicul și la un moment dat intervine momentul ăla care nu cred că există în alt sport, care probabil, poate noi rugbiștii suntem sportivii care suntem cei mai aproape de Dumnezeu, pentru că plătesc un preț enorm jocului ăsta. Este un preț fizic, este un preț moral, este un preț... Acum, bineînțeles că prețul ăsta este calculat în euro.
dar acum se calculează în euro. Dar în timpul nostru se calcula într-un articol de ziar, într-o mulțumire a noastră într-o mândrie, bineînțeles, că în momentul când joci într-o echipă națională, în echipa noastră națională, la un moment dat tricoul este sub piele, nu mai este pe deasupra pielii. 1975, ai ales libertatea, cum exista o expresie celebră, da. Rămânând în Occident, da? Da. N-a fost ușor, nu? O decizie grea, o decizie curajoasă, o decizie riscantă? Toate grupate la un loc. Riscul, bineînțeles, toată lumea îl știe, toată lumea îl cunoaște, dar era, mai ales, eram guvernat de frica de necunoscut. Însă, eu de ce am vrut să plec din România? Pentru că, chiar că la un moment dat nu mai exista niciun fel de libertate. Tinerețea noastră începuse încet încet să ne fie practic furată. Nu văd ce perspective puteam să avem în România cu tot felul de minciuni care, ajungând la o anumită vârstă, mi-am dat seama că toată propaganda asta nu era decât să creeze un fel de cobaie al unei dictaturi. Deci m-am decis în primul rând să am libertatea, dar să joc și rugby într-o țară fabuloasă care era Franța. Bun, erai tânăr, erai un rebel, era greu să reziști la presiunea care exista, da, asupra oricărui om din România, în țara noastră. Este adevărat că eu, prima presiune care se făcea în mod public asupra mea, pentru că eu purtam un fel de barbișetă și mi-aduc aminte că... O barbă purtam. Așa, da, bărbuță, da? Da, 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 în 72-73. Și primele conflicte au fost că trebuie neapărat să mă berberesc, că nu dau un exemplu, aia, da, că nu dau un exemplu bun sportivilor, tineretului, așa, și asta era tot staful tehnic de la federație. Aha. Ori mi-aduc aminte că Radu Demian venise antrenor pentru că jucase în Franța și a zis răspicat, arătați-mi un regulament în care se scrie că răbiștii români nu au dreptul să poarte barba. Dar a fost foarte șocat așa și așa, foarte puternic pe poziție și am rămas cu barba. Și ai rămas cu barba pe ăsta. Da. Haideți să ne întoarcem un pic la ideea că francezii își aduc mai bine aminte de eseul marcat de Marica decât noi. Ce s-a întâmplat? Ai venit în Franța, ai jucat în Franța. Știau? Asta era care a marcat? Da, da. Peste tot, toate articolele erau... Ion Marica nu este decât omul care a marcat ese anul trecut Franței. Așa eram întâmpinat. Ei au fost foarte, foarte uimiți de rezistența rugby-ului românesc, care era, de fapt, de zeci de ani exista rezistența asta, dar nu se concretiza cu victorii recente. În fața francezilor, în fața mașinii de jucat rugby francezi. Exact, era o mașină de rugby care erau printre cele mai mari echipe din lume. Da. Și noi, undeva în anonimatul nostru din Carpați, trebuia să stăvilim teroarea asta, că pentru noi erau niște extraterestri. Aveam o pregătire mult mai susținută decât francezii, care l-aveam noi tehnic. Noi ne pregăteam mai bine decât mult mai bine fizic. Noi puteam să jucăm 3 meciuri. Da. Ai ajuns într-o societate abundentă, într-o societate puternică și bogată. Care a fost reacția unui român care venea din sărăcie? Tot timpul a fost tema asta de necunoscut. A fost aproape un șoc. În momentul când am rămas în Italia, am fost total debusolat. Am făcut eforturi enorme de a mă controla, de a-mi domina frica, de a-mi domina pornirea de a mă întoarce. Există sentimentul ăsta enorm de puternic. Prima impuls este să pleci, din moment ce ți-e frică de ceva. Așa. Și mi l-am dominat pentru că aveam o pereche de ghete cu crampoane pe umeri și era singura mea bogăție. Aia era singura bogăție? Singura mea bogăție. Și faptul că știai să joci rugby, știai jocul. Și când le puneam în picioare, știai ce să fac cu ele. Știai ce să faci cu ele. N-ai avut o viață ușoară? Viața ușoară pe planeta asta nu există. Cei care spun că au avut viața ușoară nu și-au dat seama ce viață au avut. Viața de când ne naștem până când murim este o luptă. Este o luptă pentru a reuși, a
supraviețui în primul rând și după aceea este o luptă de a ne ameliora, pentru că este adevărat, omul creează mediul, dar mediul formează. Cred mai mult în Dumnezeu decât în alte artificii. Cred că sunt foarte apropiat de El. Ești. Eu. Mm. Dar și El va apropia de mine. Da? Câteodată nu ține cont de ce prost îi formesc. E îngătuitor? Te-a înțeles? A fost apropiat cel de sus de dumneata? Da, dar eu nu prea i-am cerut mare lucru. Singurul lucru care i-am cerut să mă ajute să fiu așa de deșteptă când să-mi rezolv problemele. Nu i-am cerut niciodată bani, nu i-am cerut niciodată mașină, nu i-am cerut niciodată castel. O situație pentru că el nu are de unde să ne dea. El ne dă, poate să ne dea ce? Minte? El poate să ne dea mintea să putem să ne creăm situații. Ai familia aici? Am familie este aici. Este doamna, sunt fetele, fetele și un băiat. Sunt trei copii? Trei copii, da. Bravo. Ce fac ei? Patrie s-a terminat arta de spectacol, mixaj de sunet și imagine. Și acum creează muzică. Așa. Fata cea mare își pregătește un doctorat în drept internațional și cea mică arhitectură de interior. Sunt toți amândoi studenți. Este adevărat că, cum se întâmplă deseori în familiile de români înstrăinate, să le spun, v-ați sacrificat un pic pentru copii? Eu zic că mult. Mult. Mai mult ei contau decât noi. Că ei vorbesc românește, cunosc cultura românească, cunosc totul. Eu zice că ei sunt cetățeni români care vorbesc cu accent francez. Românește. Bun. Cum te-au primit francezii? Cum ai, te-ai integrat în această societate? La început, cu curiozitate. Cu curiozitate, da, mai început? Cu curiozitate. Mai ales că eu jucam un loc în care francezii excelau. Nu era nevoie de troacari. Ah, de trei sferturi, de trei sferturi, de viteză. Da, de... Nu, da. Nu era nevoie, că erau vagoane în Franța, dar după câteva meciuri au început să mă caute. Au început să te caute. Să mă caute. Aici este momentul să te întreb. Și răspunsul este evident, dar trebuie să-l spui tu. Cât de mult te-a ajutat rugby-ul să te integrezi în societatea în care trăiești astăzi, în societatea franceză? În mod capital, pentru că rugby-ul este un limbaj. Deci, în primul rând, nu este nevoie să vorbești românește sau franceză sau altă limbă să joci rugby. Nu, e limbajul, limba rugby-ului. Internațional. Și mai ales că rugby-ul este acest generator de prietenie și de familiaritate care ne permite, nici nu vedem când ne integrăm. Nici nu ne dăm seama dacă suntem străini. Suntem la Villefranche, o echipă care a jucat 6 ani. 6 ani, bun. Cu care am intrat în prima divizie. Cunoști ce-i asta? Da. Știi, se pune un balon de rugby. Uitați că se șurubează. Și niște prieteni cu care ne întâlnim acum aici? Da, cred că este tot stafful tehnic. Te așteaptă? Ai un eveniment că vine de 20 de ani Marica la noi. Cred că este. Sunteți cu echipier de-ai mei. Și din conducerea clubului? Da, președintele. Din, președintele? Sunteți ăla mai grăsuț așa cu părul alb, președintele delegat. Până la Palu l-a recunoscut, de aproape. Gerard Miton. Bon, ça. Mais qui est cet homme? Ah, Yon. Yon, oui. C'est un vieux copain, ça. Un jour, on a un manouche qui est arrivé de je ne sais où. Ouh. Et on l'a adopté. De Roumanie, hein? Ah, de Roumanie. Oui. Il est resté des années avec nous. Mais c'était un bon joueur. C'est un très bon joueur. Très bon. Et comme copain? Oh, bah, putain. Hein? Un vrai copain! Un artiste! Un artiste! Un artiste, oui! Ça, c'était un bagarreur, celui-là. Ah, un bagarre? Non, jamais. C'est solide, ça. Jamais! C'est une deuxième ligne. Et en plus, il a une autre qualité, il produit du Beaujolais. Ah! Donc, il y a deux qualités.
ses enfants, à l'amitié et à la grande famille de rugby, parce que c'est ça ce qui est vrai. Ai îmbătrânit. Ai căpătat părul alb, bărbuța este albă. Natura și-a luat drepturile. Natura și-a luat drepturile. Dar te simți în continuare jucător de rugby? Ai același spirit. Da. Sigur că nu mai avem mingea acum, nu mai... Dar ca spirit și ca... Cred că... Atitudine față de viață? Rugby-ul este... Nici măcar nu este un sport, eu l-aș califica o metodă de a trăi. Este o modalitate de a trăi. Noi trăim așa, cu sportul ăsta al nostru, care este extrem de dur, care avem, purtăm sechelele toată viața. Asta e sigur adevărat, dar treceți peste asta. Da, mai are și o... Avem tot timpul un sentiment că tinerețea noastră a fost poate cea mai frumoasă tinerețe care putem să o trăim. Mi-ai povestit că ai făcut o mulțime de meserii în toți acești ani. Ai jucat rugby, ai jucat rugby la nivel înalt, ai venit în Franța, ai jucat la echipe bune în campionatul francez. În momentul când activezi într-un asemenea sport, care nu era profesionist, trebuie să și câștigi bani. Corect. Rugby-ul mi-aducea anumite câștiguri complementare inerente, dar trebuia să lucrezi. Din cauza asta eu am segmentat o grămadă de meserii, pentru că meseriile astea erau în funcție și de locurile de muncă, și de disponibilitățile care mi se acorda de a veni la antrenament. Ori dacă într-o meserie oarecare nu mă lăsa să vin la antrenament, eu abandonam, demisionam și plecam. Pentru asta, ce să vă spun, am lucrat chiar la Villefranche, unde am vizitat ieri. Am fost aproape un an de zile, am tăiat literele pe pietrele de mormânt. Asta este o artă, la cimitir? La cimitir, da. Ai fost un sculptor în marmură? Arta funerară este o artă care străveche, în bezna timpurilor. Sigur. M-am născut într-un climat familial care unchii mei făceau sculpturi pentru biserici, șupritori, de fapt. Uh-huh. În contextul ăsta, eu m-am trezit pe la 10-12 ani, deja sculptor, pentru că m-am plictisit așa într-o după-amiază și am făcut capul Lenin, l-am construit. Era de actualitate. Și toți profesorii au rămas mirați și m-au trimis la Palatul Pionierilor, la secția sculptură. Am reușit, am creat multe, multe sculpturi, mai ales că în momentul ăsta era viața mea sportivă spre apogeu. Aveam foarte multă experiență și îmi plăcea tot timpul să imortalizez evenimente sportive sau anumite secvențe sportive, le imortalizam în opere de artă. Când s-a construit locul ăsta și opera asta de artă, am participat și eu cu o machetă. O lucrare? O lucrare. Un proiect? Un proiect. Care era compus din tuburi inoxidabil, da, montate în formă spiroidală. Și ai pierdut? Nu, el a câștigat. El a câștigat. Dar a pierdut arta. A pierdut arta. De ce? La mine sculptura era apa. Erau 700 de jeturi de apă care prindeau forma bazei și se făcea așa un fel de spiroid în apă, din apă în mișcare. Deci eu preferat așa ceva. Deci asta totuși ar fi trebuit să fie o fântână? Este o fântână, da? Care se scurge puțin apa așa aici. Nu, este ceva ca o fântână. De acolo e și un cocoș? Este un fel de cocoș destrămat. Da? Am impresia că... Simbolul galic? Galic. Deci, în momentul când creăm o asemenea oroare la simbolul unei țări, eu zic că trebuie să-l execute pe ăla. Și mai jos e un fel de vultur? Nu, cred că tot un cocoș. Nu știu, mai rău, s-a plăștit așa, nu știu un cum. Un cocoș mai rău. Și mai jos ce e? Un leu care am impresia că de ce ori fi unul peste altul, nu știu. Nu îl vedeți că este și am observat, leu? Am observat. Probabil asta este o explozie erotică a artistului. Nu? Probabil. Dar în tot cazul eu am fost foarte trist că nu numai că nu era chestiune de bani, dar, într-adevăr, fântâna mea era un spectacol.
Și a fost preferat această sculptură. Deci să știți că alegerile astea de neînțeles sunt cam peste tot. Dar acolo o sculptură interesantă, putem să o vedem? Da, sculptura asta are o istorie care, în primul rând, este tare pasionantă. Deși... E așa ca un copil, știi, în brațe, da. Știi? Deci, ce reprezintă? Ce reprezintă? Ce reprezintă? Rugby-ul este mai mult caracterizat printr-o îngrămădeală de oameni. Îngrămădeală e jos. O îngrămădeală de oameni. Grămada de la rugby. Aici este Atlas. Atlas. Care în loc să țină un glob în spinare, ține o minge de rugby. Este vorba despre un proiect care l-am propus la prima Cupa Lumii, pentru că nu exista un trofeu, și l-am propus ca trofeu pentru Cupa Lumii. Evoluția lui a fost frânată pentru că regina Angliei a oferit trofeul. Deci la un moment dat ea m-a eliminat direct. A intrat în competiție cu regina Angliei? Da, putem să spunem așa. El deja are suflet, a fost creat, deci are suflet. Într-o zi cineva o să-l ia. O operă, nu o generație o decide sau alta. Într-o zi el o să fie trofeul unei competiții. Dar eu vreau să-l dirijez spre România, să facem un trofeu fair play. La Federația de Rugby suntem în discuții, o să-l duc în câteva săptămâni să-l torn în bronz și am să fac o donație Federației de Rugby. Ce alte meserii ai mai făcut? Păi, am făcut o grămadă. Am fost, de exemplu, să spun, receveur al autorut. Deci, cum am tradus? Casier. Casier. La autostradă. După aceea, tot stând închis în colivier, m-am săturat. M-am dus și am vorbit cu directorul peajului, care era unul din conducătorii clubului. M-am certat cu el și până la urmă m-a făcut șef de echipă întreținere. Așa. Unde aveam toate spațiile verzi, unde aveam toate reparațiile, toate. Eram în elementul meu, lucrau sigur. Și făceam și sculptură când aveam ce face. Trecând de la sculptură, văd alte lucruri deosebit de interesante și cred că ne apropiem de partea de cercetare, de invenție, de brevete. Aici avem o husă, așa, o husă textilă, dintr-un textil special, da. Care se îmbracă pneul. Da, asta înlocuiește, practic, un lanț. Lanțurile pentru da. Iarnă? Exact. Deci, primul avantaj se montează în câteva minute. Sigur. Al doilea avantaj nu perturbează sistemul de ghidaj electronic. Sunt superioare din foarte multe puncte de vedere lanțurilor. Domnul Marica, de la ce ai pornit, domnule? Cum ți-a venit ideea asta? Păi ideea asta a fost tot timpul evolutivă. Este o urmare a unei vechi idei care le-am aplicat pe ghetele de rugby. Pe ghetele de rugby? Ghetele de rugby. Prima mare problemă, rigiditatea. Rigiditatea este consumatoră de energie și este incomod și bun. Deci, și asta e invenția? Și asta e invenția mea. Este o gheată foarte suplă. Este sigur. Foarte suplă. Și astea în loc de crampoane în loc sunt aceste de profiluri? Da. Geometria asta este mult superioară geometriei crampoanelor din toate punctele de vedere. Cine a inventat această geometrie? Asta este invenția mea. Totul este concepție românească, realizare românească. În România? Da, este un produs românesc. O fabrică 100%. Românească? Da, o fabrică românească, fabrică tălpile, una fabrică fețele. Încheierea se face undeva la Craiova. De la fotbal merg? Bineînțeles. Ăsta se cheamă un bodyboard, care este fratele mai mic al surfului, pe care se navighează culcat, care alunecă pe valuri la o viteză enormă. Toate aceste lucruri, că este vorba de profilul de ghete, că este vorba de acest profil, că este vorba chiar și de cauciuc, toate se leagă între ele? Se leagă printr-un concept inventiv general, pentru că uneori, dacă îi schimbăm suprafața de utilizare, se creează niște calități secundare care nu apar la primul obiect. Am înțeles. Și toate astea au fost în capul lui Marica? Din păcate, da. Eu mai mult am fost atașat, eu nu sunt deloc materialist. Eu sunt atașat la valorile morale. Bogăția mea, propria mea bogăție, sunt prietenii, stafful meu tehnic și amintirile. Și amintirile. Și bunul, binele care îl fac în jurul meu, că îl fac. Mie îmi place tinerețea dumitale. Vreau să mă credeți că nu fac niciun efort. Și nu-mi rămâne, Ion Marica, decât să strâng mâna.
Să-ți urez mult, mult succes. Pe curând. Doamne.